Ne întoarcem la informația acestei ore. Așadar, a avut loc o dublă crimă urmată de sinucidere în județul Bacău. Un bărbat a ucis o femeie și pe fiica acesteia, apoi și-a pus capăt zilelor. Criminaliștii fac cercetări acum pentru a pune cap la cap informațiile și a afla care au fost motivele, așadar, care l-au împins pe bărbat către aceste fapte șocante. Comentăm acest caz cu psihologul criminalist, domnul Tudorel Butoi. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte frumos că ne sunteți alături. Bună dimineața! Cât de supărat să fii să recurgi la un astfel de gest? Sau există vreo explicație? Din ce în ce mai mult sesizăm chestiuni de genul acesta, cu crime care se consumă în perimetrul domestic, aici un grad de rudenie, am înțeles între ei. Din punctul meu de vedere, se semnalează în societatea contemporană un deficit de comunicare. Oamenii nu mai se ascultă unii pe alții. Și în situațiile acestea nenorocite se amorsează, supralicitându-se, conflictul verbal inițiat cu invective, cu reproșuri, cu amenințări și așa mai departe, după care, în funcție de disfuncționalitățile temperamentale, agresivi, excitabili, colerici, nu mai pot să-și controleze administrarea aceasta a discuției, a dialogului și până pe cuțit. Sunt din ce în ce mai nervoși oamenii? Da, perfect. Observația dumneavoastră este perfectă. Constatăm așa un fel de societate carbogazoasă, iritabilă. Ați văzut în trafic, imediat mâna pe cuțit. În familie, imediat mâna pe cuțit. Și sigur că aici sunt probleme legate de bani, probleme legate de relațiile de rudenie, de nerespectarea cuvântului dat și așa mai departe. Dar voi, oamenilor, stați de vorbă. Comunicați, acceptați-vă punctul de vedere, mediați, faceți un pas înapoi. Altfel ajunge stăl la cuța pentru treaba asta să ia poate și chiar închisoare pe viață. Dar totuși de ce nu s-a putut controla? De ce nu își pot astfel de oameni să își controleze această furie și de ce și-a pus și el ulterior capăt zilelor? Care ar putea să fie explicația? Se pune deseori întrebarea de ce ucigașul se sinucide. Da. Vedeți, tocmai pe fondul discuției noastre, după ce tensiunea acumulată și supralicitată se detensionează, obstacolul fiind înlăturat, are loc perioada aceasta de calmare. În perioada de calmare apare reflexia asupra faptei, apare regretul, apare teama de pedeapsă și se recurge la gestul acesta suicidar.